Apostolul, Evanghelia și Sfinții Zilei. Apostolul și Evanghelia de luni, în săptămâna a 29-a, după pogorârea Sfântului Duh. Apostolul, din Epistola către Evrei, a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, Moise a fost credincios în toată casa Domnului, ca o slugă spre mărturia celor ce erau să fie descoperite în viitor, iar Hristos a fost credincios ca fiu peste casa sa. Și casa lui suntem noi, numai dacă ținem până la sfârșit, cu neclintire, îndrăzneala mărturisirii și lauda nădejdii noastre. De aceea, precum zice Duhul Sfânt, dacă veți auzi astăzi glasul Lui, nu vă învârtoșați inimile voastre ca la răzvrătire în ziua ispitirii din pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au încercat și au văzut faptele mele timp de 40 de ani. De aceea m-am mâniat pe neamul acesta și am zis, pururea ei rătăcesc cu inima și căile mele nu le-au cunoscut, că m-am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Și împotriva cui a ținut mânie timp de 40 de ani? Oare nu împotriva celor ce au păcătuit, ale căror oase au căzut în pustie? Și cui i s-a jurat că nu vor intra în odihna sa, decât numai celor ce au fost neascultători. Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Sfânta și Dumnezeiască Evanghelie de luni, în săptămâna a 29-a, după pogorârea Sfântului Duh, citire din Evanghelia de la Luca. În vremea aceea au venit la Iisus unii dintre saducheii care tăgăduiesc că este înviere și l-au întrebat zicând, Învățătorule, Moise ne-a lăsat scris, dacă cineva are un frate însurat și acesta va muri neavând copii, atunci fratele să ia pe femeia văduvă și să ridice urmași fratelui său. Deci erau 7 frați. Și cel dintâi, luându-și femeie, a murit fără copii. Pe femeie a luat atunci al doilea, dar și el a murit fără copii. A luat-o pe ea și al treilea și tot așa, toți 7 au murit fără să lase copii. Deci la înviere, a căruia dintre ei va fi femeia? Căci câte 7 au avut-o pe ea de nevastă. Atunci, răspunzând lor, Iisus le-a zis, fiii veacului acestuia se însoară și se mărită, dar cei ce se vor învrenici să dobândească veacul ce va să fie și învierea din morți, nici nu se însoară, nici nu se mărită, căci nici să moară nu mai pot, fiindcă sunt la fel ca îngerii și sunt fiii lui Dumnezeu. De vreme ce sunt fiii învierii. Iar cum că morții vor învia, însuși Moise a arătat atunci când vorbește despre rug și când numește pe Domnul Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Iar Dumnezeu nu este al morților, ci al viilor, căci toți sunt vii în el. Iar unii dintre cărturari răspunzând i-au zis, Învățătorule, bine ai vorbit, de aceea nu mai cutezau să-l mai întrebe nimic. Atunci a zis către ei, cum spun cărturarii că Hristos este fiul lui David? Pentru că însuși David zice în cartea psalmilor, zisa Domnul Domnului meu, șez de-a dreapta mea, până când voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale.
Dacă David îl numește pe el Domn, deci cum este Fiul Său? Doamne Iisuse Hristoase, noi știm că Tu ești Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul sufletelor noastre. Ajută-ne, Doamne, ca să Te mărturisim prin viața noastră înaintea oamenilor în fiecare zi, ca toți, văzând faptele noastre, să slăvească pe Tatăl cel Ceresc. Amin. Sfinții zilei de 8 ianuarie. Sfânta cuvioasă Domnica, Sfântul cuvios Emilian Mărturisitorul, Sfântul cuvios Gheorghe Ozevitul, Sfântul mucenic Abu, ocrotitorul orașului Tbilisi, Georgia. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.